În vremea sa, Alexandrie era admirat și contestat, în special de adversarii Junimii. Deci, Junimii a avut un mare succes cultural în epocă și a creat anumite rivalități, inevitabile. Nu Alexandrie avea adversari, ci junimiștii aveau adversari și această adversitate îl includea și pe Alexandrie. În general însă se știa ce valoare are. În lumea de azi se întâmplă ceva mult mai rău decât a-l contesta pe Alexandrie, și anume nu-l cunoaște. Fiindcă a dispărut interesul pentru literatură, foarte puțini mai știu cine a fost Vasile Alexandrie. Este o mare greșeală, nu față de Alexandrie, ci față de noi înșine. Noi dacă nu citim, noi avem de pierdut. Deci Alexandrie, opera lui rămâne undeva într-o bibliotecă, va fi redescoperită de alte generații, nu va dispărea niciodată, dar noi avem de pierdut. Vedeți, pe vremuri când marinarii plecau în călătorii care durau câteva luni, se îmbolnăveau de o boală misterioasă pentru ei, le apăreau niște pete negre pe față care îi desfigurau și nu înțelegeau din ce cauză. Boala se numește scorbut și apare din cauza lipsei de vitamina C. Marinarii aceia mâncau numai alimente uscate, pesmeți, pastramă și nu mâncau fructe, zarzavaturi. Așa se întâmplă și cu noi. Din cauza că nu citim literatură, nu suntem iubitori de artă, ne urâțim sufletește și nu știm de ce. M-a întrebat toată un tânăr la o întâlnire cu publicul, cine mai are nevoie azi de literatură, domnule Alex Ștefănescu? Și am spus, toți avem nevoie de literatură, dar nu știm că avem nevoie. Avem foarte mare nevoie, pentru că se strică ceva în compoziția sufletului nostru. Alexandrie este unul din scriitorii, dintre clasicii literaturii noastre, care nu trebuie să lipsească chiar pe o listă de 10 scriitori români. Să facă parte dintre lecturile noastre, să ascultăm recitaluri actoricești din poezia lui Alexandrie, să vedem emisiuni la televiziuni. În concluzie, Vasile Alexandrie trebuie redescoperit, nu pentru a-i aduce un omagiu, nu pentru că pentru el ar conta asta, ci e în interesul nostru să-l redescoperim. Cel mai important este faptul că el, deși nu a intrat în competiția politică, a fost permanent prezent în lumea politică și i-a determinat pe foarte mult să aibă o atitudine civilizată în politică. Prezența lui anihila tendințele spre brutalitate, spre fățărnicie politică. Era și foarte cultivat, putem considera un fel de consilier neplătit al tuturor oamenilor politici de bună credință. Chiar și liberalii îl consultau în multe privințe, pentru că știa carte, pentru că era un om profund cinstit și generos. Deci, contribuția lui nu poate fi măsurată. Există și acțiuni concrete ale lui, pe care le-am spus. De exemplu, a participat la realizarea Unirii din 1859. A fost chiar propus, a mai spus asta, ca viitor domnitor al celor două țări. Dar în afară de aceste acțiuni concrete, în afară de influența pe care a avut-o asupra unor domnitori, rămâne această prezență luminoasă a lui în lumea politicii. A salvat viața politică de la vulgaritate. A învățat pe oamenii politici să se intereseze de soarta poporului pe care îl conduc. Repet, n-a avut o atitudine boierească în sensul, n-a fost arogant față de lumea țărănească. S-a uitat cu dragoste la lumea țărănească. Nu are rost să-l acuzăm că a fost mai bogat, că avea conac la Micești. Dar ce facem noi acum cu conacul de la Micești? Este o rușine. Ce se întâmplă cu conacul la Micești? Se prăbușește, nu se ocupă nimeni de el. Ar trebui să-l păstrăm ca pe o valoare maximă. Asta se întâmplă cu Vasile Alexandrie. Nu trebuie să-l contestăm de pe o poziție
comunistoidă, fiindcă a avut această origine boierească. Păi boierii României au roluri benefice în general, au fost mari cărturari și domnitorii. Nu? Și Dimitrie Cantemir a fost un mare erudit al românilor. Curtea Angliei se mândrește cu faptul că are un exemplar din timpul lui Dimitrie Cantemir, din creșterea și descreșterea Imperiului Otoman, lucrare de mare anvergură, care a fost folosită în stabilirea politicii Imperiului Britanic față de Imperiul Otoman. Deci a fost o sursă de inspirație și pentru Petru I, care a fost cel mai mare admirator al lui Dimitrie Cantemir și care i-a oferit și un refugiu când, într-o paranteză, m-a impresionat faptul că am văzut textele lui Dimitrie Cantemir scrise în limba persană, de mână, atenție, scrise neglijent. Asta arată cât de familiarizat era cu persana ca să scrie neglijent în persană, adică exact ca un român care e grăbit și scrie neglijent în limba română. Cunoștea nenumărate limbi, vechi și noi, și era o inteligență strălucită. Și tot o natură fericită ca lui Vasile Alexandri. Adică nu era o fire conflictuală, a fost la curtea lui Petru I, un mare țar, un reformator, un erou civilizator al rușilor, n-a făcut intrigi, ci a îndreptat politica într-o direcție bună, atât cât a putut el. A primit cadou moșii imense și case lângă Moscova. Din această serie de personaje demne de admirație face parte și Vasile Alexandri. Dacă citim cu atenție opera lui Alexandri, principalul mesaj pe care putem să-l descifrăm este următorul. Noi românii nu suntem mai prejos decât alții. Nu suntem mai prejos. Deci un om care a studiat în Franța, a locuit în Franța și ar fi putut rămâne definitiv în Franța, s-a întors în România și a scris în română, deși putea să scrie în franceză la fel de bine ca și în română. Acțiunea lui, decizia lui, dovedesc ce respect avea față de civilizația românească. Noi ni l-am pierdut tot așa, dintr-un fel de mimetism, adică fugim după un anumit tip de civilizație. Multe țări merită respectul nostru, dar merităm și noi. Mesajul discret, să nu zic secret, al operei lui Vasile Alexandri este acela că suntem și noi în rând cu lumea, cu lumea europeană, suntem și noi în rând cu lumea creștină. Avem valorile noastre pe care nu trebuie să le abandonăm, nu trebuie să le ignorăm. Cum ar fi reacționat oare Vasile Alexandri dacă ar fi fost contemporan cu noi când s-a hotărât construirea Catedralei Mântuirii Neamului? Ar fi scris un poem, uite, chiar o să scriu un poem, să-mi imaginez cum l-ar fi scris Vasile Alexandri, mi-ați dat o idee. Ar fi salutat asta, ar fi fost un motiv de mândrie să faci o catedrală pe care au visat-o încă din 1877, din timpul războiului de independență, a apărut ideea, e adevărat, nu proiectul, dar a apărut ideea de a avea o catedrală a neamului românesc. Păi Alexandri ar fi fost și Eminescu ar fi fost printre primii care ar fi salutat aceasta. La noi apar unii care strâmbă din nas, la orice strâmbă din nas. O să rămână cu nasul strâmb până la urmă. Poezia iarna lui Vasile Alexandri este foarte expresivă, te face să vezi iarna în ceea ce are etern, în ceea ce nu depinde de modă. Căderea fulgilor, bucuria copiilor, totul se repetă în fiecare iarnă, acolo unde mai există bucurie, unde mai există candoare. Da, este o poezie foarte frumoasă, foarte expresivă,
te face să vezi iarna, te face să retrăiești emoțiile pe care ți le provoca iarna în copilărie. Atunci când nu te mai bucură iarna sau când nu te mai bucură poezia iarna lui Vasile Alexandri, înseamnă că ai început să îmbătrânești.